O vulpiță nestingerită la pas prin capitală. Și nu ar fi prima plimbare a coanei vulpi prin București, spune locatarul care a filmat-o. Vulpea a fost surprinsă duminică seară pe bulevardul Ion Mihalache, în jurul orei 23:30, și nu a părut speriată deloc. Și a continuat nepăsătoare drumul, deși era filmată. Imaginile au avut 10 de distribuiri pe Facebook. Bucureșteanul care a surprins întreaga scenă spune că a sunat la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, dar că, în acest caz, structurile specializate din cadrul primăriei sectorului 1 aveau competența să intervină. Totul însă s-a rezolvat de la sine. Vulpea năzdrăvană a plecat de unde a venit.